Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box, rubrica ce vă pune la încercare gândurile, credințele și mai ales obstacolele în care ne împotmolim uneori ca nație. Partenerul meu de dialog permanent aici este Loran Balint, Balint specialist în marketing, te-am botezat, scuză-mă, asta e... se întâmplă în chestiunea de asta. Partenerul meu de dialog, spuneam, este Loran Balint, om de marketing și specialist, după cum ai spus tu la un moment dat, în a descifra natura umană, nu? Căci asta trebuie Una să... dintre zonele mele, da. Una dintre zonele tale. Astăzi avem un subiect, ce rușine că pentru România, e o vorbă clasică, clară, iar ne-am făcut de râs în străinătate și, atenție, nu vreau să contest sau să contestăm vreo secundă că așa este, că, ceea, că lucrul despre care vom vorbi este urât, nu? E un lucru urât și care e rușinos. Da, uh -huh. Dar punem la încercare fraza ca la noi, la nimenea și numai românii pot să facă asta și așa mai departe. Cred că pe aici suntem. Nu? Pe aici suntem, da, da, da. Dar da. trebuie să ne uităm un pic cu atenție înainte de a spune doar în România, doar un român putea să facă chestia asta. Hai să vedem. Întâmplarea este așa. Șeful delegației TVR la Cupa Mondială de Fotbal din Qatar a fost dibuit de organizatori, dar dintr-o întâmplare, din nemulțumirea unui client, să spunem așa, că... El cumpăra bilete din cele la care TVR avea dreptul prin sistemul intern de distribuție a biletelor de la Cupa Mondială și că le vindea la suprapreț sau făcând un profit. Povestea s-a desfășurat de așa natură încât, de la un număr inițial bănuit de vreo 60 de bilete. Care oricum era un număr mare deja, exact, <laughs> într-o acțiune, da? Exact, s-a ajuns, în realitate, după ancheta TVR, la 700. 12 dacă nu mă înșel. De acolo, peste 700 de bilete peste... într un interval scurt de timp. Deci omul lua biletele cu legitimația de la TVR, cum ar fi, uh -huh. din stocul alocat sau accesând sistemele informatice ale Cupei Mondiale, după care făcea un ban, probabil un ban destul de însemnat la stocul ăsta de bilete. O estimare este că ar fi investit 200.000 de euro în achiziția biletelor, pentru că biletele sunt scumpe, și că le-ar fi, ar fi ieșit cu 300.000 de euro din asta. Dar oricum este înspăimântător într-un fel, la stai și este gândești așa cu ce se ocupă un angajat al unei instituții de stat trimis la muncă la un campionat mondial. Ce nu este în schimb bunic este, nu doar România face chestia asta, adică dacă ne uităm în istoric, o să găsim nenumate exemple. Primul care mi-a mi venit în minte în momentul în care am auzit despre scandalul acesta a fost al președintelui Comitetului Olimpic irlandez, care în același timp era și președintele Comitetului Olimpic European, care la Rio 2016 a fost arestat pentru speculă cu biletele la care avea acces din poziția în care se afla. Președintele Comitetului Olimpic European. Da. Și care a fost arestat în Rio și care ar fi investit în jur de 2 milioane de uh, euro la momentul respectiv în bilete și care au fost comercializate pe piața neagră. că adică, uh, nu este, iarăși, nu suntem noi mai breji sau mai puțin breji sau mai corupți sau mai puțin uh, corupți. Uh, și asta ar trebui să o luăm din start. Uh, din fericire a fost identificat... Mecanismele din România s-au pus în uh, mișcare, descoperim pas cu pas uh, lucrurile din spate și ne bazăm că justiția își va face uh, treaba. Bun, dar acum îți va spune ceva, hai, domne, ați ales un exemplu și gata, îl anulează pe ăsta, adică P așa să procedează? P nu, 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 uh, Bun, foarte bună observată, nu așa se procedează, este nasol, este sinistru, este uh, încă o dată faptul că te ocupi cu astfel de lucruri în loc să-ți faci treaba și... Uh, să faci lucrurile să meargă și nu aș vrea să se rămână cu ideea că e normal. Nu este normal. Dar nu suntem neapărat noi altfel decât ceilalți din acest punct de vedere. Am spus că primul exemplu mi-a venit în minte cel al irlandezului de la Rio, dar a doua mi-a venit o poveste pe care, într-un fel, am trăit-o împreună, ai da. fost și tu parte din povestea mea, ca să spun așa. În 2015 la Campionatul Mondial din Danemarca, unde eram de handbal, de handbal da. 2015 în Danemarca, unde eram cu echipa națională de handbal și unde echipa noastră a făcut super performanță și a ajuns în semifinalele Campionatului Mondial, moment în care toată lumea a realizat că vom urma să jucăm finala, mică sau mare, adică indiferent de rezultatul din semifinală, în ultima zi România urma să joace un meci pentru medalii. Și au început să vină cererile către federație. Vrem și noi bilete, ajutați-ne cu bilete, suntem români, vrem să susținem. Problema era că era sold-out. Tu, ocupându-te la data respectivă de marketingul federației române. Marketingul de Ham federației române de Hambra și eram team media manager la, uh, în Danemarca. Cererile au mers către federa federație, către colegii din București și uh, noi încercam să facem rost de bilete. Și am vorbit cu Federația daneză, am vorbit cu Federația Europeană. Nimeni nu avea bilete, deci am păi, de ce n-ați luat din timp? Păi nu puteam să luăm din timp pentru că nu știam că vom ajunge. În final, ce făceam cu uh, biletele? Rămânea Federația că a cumpărat, fără să aibă nevoie, bilete. Uh, și am ajuns în postura în care nu puteam să ajutăm oamenii. Și de la tine am primit mesaje, vrem să venim. Da, erați da, 3-4 câți erați la. Am și venit. Ați da. și venit. Uh, în același timp, la Federația a venit un e-mail de la un club danez. Uite, suntem în situația în care Danemarca nu s-a mai calificat în semifinalele campionatului mondial și noi am luat bilete din timp crezând că vor fi acolo. Nu mai aveți să facem cu biletele, nu le vreți voi. Am întrebat cât costă, erau destul de scumpe, 120-130 de euro în biletul, ne-au explicat că sunt locuri foarte bune, în poziție centrală, tot. Am întrebat oamenii care ne-au scris, vreți bilete? O parte dintre ei au zis da. Și am zis da, da. la 120 de euro cât era biletul, da. Era un moment probleme. istoric da. pentru România. Și a rămas că înainte de meci cu câteva ore o să mă întâlnesc eu cu ei și o să mă duc și o să iau biletele pentru toți cei care lista făcută din banii mei urmând să recuperez de la fiecare în parte. M-am dus în fața sălii înainte de meci, am intrat într-un ven din ăla, parcă eram în filme, oamenii simpatici, hey, salut, ah, bravo România, ura, trăiască străiască humbal bun, uite banii, uite biletele, mă uit pe bilete, 65 de euro biletul, scria prețul de vânzare. Bă, stați așa. care e treaba aici? Că pe ăsta scrie 65, voi îmi cereți 120. Ah, bă, A, ah, păi că și noi am avut cheltuieli cu benzina, cu cazare, că am venit din orașul nostru, îndepărtat, din Danemarca și na, e, sunt banii noștri. Zic, bă, dar eu, cum de după aia? Cum explic diferența de preț? M-am dat jos din ven, am început să dau telefoane. Am sunat pe fiecare în parte. Uite cât costă, uite care e treaba, uite care e diferența. Eu nu vreau să intru în niciun caz într-o situație în care să fie să fiu suspectat în vreun fel de uh, un act de speculă sau de ceva că am vrut eu să fac uh, bani, toată lumea încet încet mi-a zis, da, ok, asta este, știam că ăsta e prețul, deci am asumat prețul, ia și te credem pe cuvânt. La fel de a federația mi-a zis, ia și o să vedem noi cum te contăm și ce o să facem, o să-ți dăm bani. Și am luat biletele și super supărat, deci super supărat. Și am intrat în sală și era acolo din întâmplare ghida daneză, cea care se ocupa de noi pe perioada turneului, și-a venit la mine și zice, uh, uh, cum e treaba acum? Și zic, uh, uite, știi ce? Și în momentul ăla foarte rece, foarte direct, i-am zis, știi cum, într-un fel sunt bucuros că trăiesc experiența asta, pentru că îmi dau seama că și voi sunteți la fel de corupți ca țările din este Europei, cât de fapt de drept este o spoială mare pe care o faceți și ne acuzați pe noi de corupție și tot când tot e putred în Danemarca <laughs> și tot, și nu vine să cred ce am trăit pentru că un club danez mi-a vândut la suprapreț preț bilete în condiții în care ne-au scris de pe mail oficial, pe mail oficial și tot. Femeia a încasat nu mi-a zis nimica, s-a retras, după jumătate de oră erau toți colegii, păi te caută ghida, te caută ghida, te caută ghida, trebuie să te vezi cu ea. M-am dus, m-a rugat să-i acord 5 minute, ne-am dus împreună la președintele Federației, cred că era din Danemarca, erau oameni din Federație adunați și m-au rugat să le povestesc ce s-a întâmplat. Tot așa le-am zis, băi, uite, asta este partea bună a lucrurilor, că am văzut că și voi sunteți nimic mai brej decât ce am trăit până acum. Uh, liniște în sală, nimeni n-a încercat să se scuze, nimeni n-a încercat să, să așa, mi-au zis, bă, ne par, la sfârșit mi-au zis doar, ne pare rău că ai trăit chestia asta și vrei să facem ceva, vrei să intervenim ceva, am zis, păi, ce să mai interveniți, A, asta este, hai România, hai să fie cu medalie. Și așa s au terminat lucrurile până când, după vreo 10 zile, au venit mail de la clubul danez către federație, deci cerem scuze, vă dăm bani înapoi, vă dăm bani înapoi pe toate biletele, n-am vrut, n uite că a fost o neînțelegere, practic sistemul danez s-a pus în funcțiune și au fost suspendați din competițiile din Danemarca, li s-a interzis participarea, deci oamenii erau atât de disperați să rezolve cu noi și noi să intervenim la Federația Daneză pentru a evita suspenderea, încât ar fi făcut orice. N-am menționat, mi-au cerut mailul, uh, să le dau forul la mail uh, pe adres pe care îl primisem de la clubul respectiv. Și atunci pentru mine a fost wow, pentru că am văzut un sistem funcționând. Adică diferența nu e neapărat că oamenii nu sunt corupți sau sunt corupți. Sunt corupți peste tot pe planetă. Adică eu cred că orice om este coruptibil într-un moment prost, cu bani, cu un tratament medical pentru cineva apropiat, cu tot. Sistemele n-ar trebui să fie construite pornind de la ideea ai noștri sunt incoruptibili uh, și tot. Trebuie să existe bariere, trebuie să existe Sisteme în care să identifici astfel de fapte. Iar danezii ne-au dat o lecție de ce înseamnă să identifici o problemă și să acționezi. Dar asta s-a întâmplat și la noi. Acum, în acest caz. Adică eu un progres față de mulți ani. Exact. Mecanismele TVR s-au pus în funcțiune, mecanismele legale s-au pus în funcțiune, acolo sunt suspendări. Au ameschi. fost oameni care au vorbit și care au avut curaj să vorbească din TVR despre ce s-a întâmplat și tot, ceea ce este. Progres, adică uh, putem doar să ne imaginăm ce a fost în urmă cu câțiva ani pe astfel de acțiuni și câte lucruri s-au întâmplat fără să fie identificate. Da, bună observație că au mai fost niște campionate mondiale în trecut. Uh -huh. uh, și apropo de pedepse, hai să introducem și nota asta. Uh, pentru că vor urma pedepse, în toate cazurile vor urma pedepse și lumea zice e, eh, o să ia și el un an, dacă o să ia o pedepsă de un an. Uh, mă rog, s-ar putea să nu ia nicio pedepsă da. de genul ăsta, s-ar putea să fie doar administrativă dar să zicem, pentru o faptă din asta -a zice lumea, băi, cât o să-i dea 2-3 ani, o să-i dea 3 ani, a făcut a furat bani, a făcut bani și na stă și el acolo da. doar 3 ani închisoare și aici este o chestie pe care am realizat-o de curând uh, uh, cât a trecut de când a început pandemia? Deci când am avut noi prima oră de coronavirus? În 2020. 2020. În 2019, da. Deci, cazul cea, meu, da. În cazul tău, dar în cazul populației în da. largă, în martie 2020 au început să audă oameni. Ceea ce înseamnă că dacă cineva ar fi intrat la închisoare pentru trei ani înainte de pandemie, încă ar fi la închisoare. Adică cine zice, hai mă, hai că facem asta, că ce ne dă? Ne dă 2-3 ani de închisoare, ieșim după 3 ani, n-are nicio treabă. Ar trebui să se gândească de 10 ori înainte, pentru că 3 ani acum, dintr-o dată, înțelegem cât sunt. Și este și reacția aia, cât le-a dat? Doar 3 ani. Doar trei ani înseamnă că înainte de pandemie ar fi intrat la închisoare și ar fi încă la închisoare. Dacă e februarie, da. E februarie, e februarie, exact. Iar februarie, februarie, când ne și da? noi am stat cât am stat, șase luni în casă, în da. carantină sau ceea ce ne s-a și în casă, cu acces la toate resursele pe care le aveam în casa noastră și ceva flexibilitate să ieși. Deci mie <laughs> mi se pare că uh, poate că mulți dintre cei care tratează foarte ușor partea asta de corupție, hai că o facem, hai că poate scăpăm, hai că deci dacă ne prind ne dau trei ani cât ne dau închisoare, nu au imaginația necesară exact. pentru trei ani. A Interesantă discuția de astăzi cu Loran Balint. Săptămâna viitoare vorbim despre Cartea Prințului Harry. Da, dar dintr-o perspectivă cu totul neașteptată și vă invit să ne urmăriți. Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.